Salutare tuturor! În acest video vă voi prezenta ciocanul rotopercutor Parkside PBH-1500 F6. Această prezentare va include unboxing-ul, prezentarea setului de livrare a ciocanului rotopercutor și teste de găurire în metal, lemn, beton și dăltuire sau spargerea betonului. Ciocanul rotopercutor este livrat într-o valiză din material plastic, protejată de o cutie din carton, care are tipărite principalele informații asociate produsului și accesoriilor. În interiorul acesteia găsim ciocanul rotopercutor și accesoriile din setul de livrare. Valiza este prevăzută cu spații speciale pentru elementele conținute, cu pictograme de identificare alăturate. Setul de livrare este format din 3 burghezi de S+, cu diametre de 12, 16 și 18 mm, o daltă, un șpiț, manualul cu instrucțiuni, o mandrină cu adaptor pentru burghiele cu prindere cilindrică. Această mandrină trebuie folosită doar pentru găurirea fără percuție. Prinderea SDS necesită curățarea de praf și ungerea periodică pentru a reduce uzura mandrinei. Aici este un tub de vaselină special pentru asta. Voi continua cu prezentarea ciocanului rotopercutor. În partea inferioară a mânerului principal este preselectorul pentru turații cu 6 trepte. Ciocanul rotopercutor PBH-1500 F6 are 4 funcții care pot fi selectate cu ajutorul butonului roșu aflat pe corpul mașinii. Aceste funcții, de la stânga la dreapta, sunt găurire fără percuție, găurire cu percuție, rotația dălții și dăltuire sau percuție fără rotație. Accesoriile se fixează în mandrina SDS Plus prin simpla apăsare, până când se aude clic. În imagini se poate observa că dalta nu se poate roti. Pentru rotire, trebuie poziționat selectorul de funcții în poziția 3-a, cea de rotația dălții. După ce dalta a fost așezată în poziția dorită, se poate selecta funcția de dăltuire. Limitatorul de adâncime este prevăzut cu un buton pentru ajustare rapidă. Mânerul secundar se poate roti la 360 de grade, iar fixarea acestuia se face prin înșurubare. Pentru scoaterea sculelor din mandrină, trebuie să trageți în spate de gulerul de deblocare. Pentru prinderea burghielor cu coadă cilindrică sau hexagonală, se folosește mandrina cu bacuri și adaptor SDS+. Aceasta este inclusă în setul de livrare și este însoțită și de cheia specială pentru strângere. Mandrina SDS este proiectată pentru a permite transferul loviturilor de la percutor către material. Astfel, constructiv, nu este o mandrină de precizie. Din acest motiv, și mandrina adaptoare este descentrată. Pe cale de consecință, această mandrină nu poate fi folosită pentru găurire de precizie sau pentru burghie cu diametre mici, însă este de un real ajutor pentru diverse aplicații care nu necesită un grad de precizie prea mare. Atunci când folosiți funcțiile care au percuție, este necesară o ușoară apăsare pe mașină, dar nu excesivă. Trebuie să fie undeva între 3 și 5 kg. Capacul pentru gresarea mecanismului interior se desface și se închide cu ajutorul cheii incluse în setul de livrare. Pe mâneri sunt două LED-uri, unul verde care indică prezența tensiunii și unul roșu care indică când trebuie înlocuite perile colectoare. Voi continua cu probele de găurire. Primul test este cel de găurire în metal cu un burghiu HSS de 13 mm și mandrina adaptoare cu bacul. Voi continua cu testul pentru găurire în lemn. Pentru asta am ales un burghiu plat cu autotractare. Pentru găurirea în lemn, atunci când nu este nevoie de precizie prea mare, eu prefer burghiele plate. Acestea au viteză de găurire mare și evacuează foarte bine rumegușul. Mai mult, burghiele plate permit schimbarea direcției materiale. Astfel se poate obține o gaură curbă la un anumit unghi, foarte utilă pentru trecerea unui copex. Urmează testul de găurire în beton.
Ultimul test este cel de dăltuire. Mulțumesc pentru vizionare. Pentru orice sugestie, te rog să-mi lași un comentariu. Te asigur că îl voi citi și îți voi răspunde sau voi ține cont de el la următorul video. Dacă ți-a plăcut, poți să contribui și tu la dezvoltarea acestui canal abonându-te și activând notificările. E gratuit. În plus, vei fi notificat de fiecare dată când va fi publicat un nou video.